când ai plecat? Ce pariu ai pierdut? Vezi tu, n-am pierdut niciun pariu. Așa. Dar asta, cum să zic, așa se sărbătorește ziua de astăzi. Este ziua internațională a îndeplinirii colegii de muncă. A îndeplinirii visurilor. Și dacă e de sărbătorit ceva, eu profit de orice ocazie, hai să sărbătorim. Bun, bravo. Gata, am găsit ca să speli toate păcatele de ieri până azi și până mâine. Așa? Și care vor mai urma, că vor mai urma cu siguranță. Da? Du-mă la Hollywood și pur și simplu lasă-mă acolo. Da, bine, gata, stai puțin. Până plecăm la Hollywood, hai mai bine să vedem titlurile ediției, că pierdem avionul. Ana Blagu a trăit unele dintre cele mai crunte clipe din viața unei mame. Fiica ei, în vârstă de 13 ani, a respins-o cu desăvârșire, iar fosta artistă dintr-o patridentă a rămas fără reacție. Cele două nu s-au mai văzut de când micuța avea 5 ani. Roxana spune că tatăl copilului nu le-a permis vreo întâlnire, deși custodia pentru fiica lor este comună. Zie deloc. Vedem imagini senzaționale imediat la Flash Moment. Două nu te plouă, dar nici bine nu ție. Liviu Guță a început anul burlac și așa vrea să rămână. S-a săturat de căsătorie ca și câinele de lanț. Se pare că viața de om însurat nu-i priește. Și-a lăsat nevasta după 13 ani de căsnicie și nici cu a doua nu i-a mers. Acum manelistul este chinuit de amintiri și mai ales de remușcări tardive însă. Iar la altar nu știe dacă mai ajunge în viața aceasta. La cetatea lui Mircea Dinescu e raiul pe pământ. Oricât ai fi de deprimat, odată ce-i calci pragul maestrului la conacul de la Dunăre, îți vine cheful de viață. Tu știi mai bine, Cove, căci că ai fost acolo chiar de revelion. Am auzit că te-ai simțit tare bine. Așa este, am cântat și am dansat pe rupte, iar vinișorul a curs râuri. Doamne, cu ce amintiri frumoase am trecut în noul an. Spun sincer, parcă aș mai merge odată acolo. Op, ce rău, îmi pare că eu n-am reușit să ajung. Dar acum ai ocazia și am ocazia să vin și eu cu tine. Pentru că noastră colegă, Alina Irimia, l-a vizitat din nou pe maestrul la cetate. Pe semne că i-a plăcut și ei tare mult. Ce comore!